Așadar, aniversăm prima lună de cuplu, Dima și Sabrina. Fetele au legat-o la ochi pe Sabrina și au dus-o în casa băieților, mai exact în sala de sport, unde Dima o aștepta cu toate surprizele pentru ea, un tort, șampanie, flori, baloane și o cutie cu multe cadouri primite din partea susținătorilor lor, evident. La realizarea surprizei l-au ajutat Dani și Vlad, care au apărut și ei cu tortul și cu șampania. Iar apoi ideea era să o lege pe Sabrina la ochi și avea o cutie acolo cu multe cadouri și pe rând trebuia să-și aleagă câte un cadou și să vadă ce e, să îl desfacă și așa mai departe. Nu știu de ce, dar mi s-a părut destul de plictisitor momentul. Nu știu cine a venit cu această idee, dar îmi pare rău. Mi s-a părut plictisitor. A urmat apoi niște declarații așa ca pentru TV din partea lui Dima pentru Sabrina, în care spunea cât de mult înseamnă pentru el și că o adoră. Sincer vă spun că eu nu pot să simt niciun fel de emoție și de trăire din partea lui Dima. Nu-mi dau seama de ce este atât de rece și de teatral în continuare. Asta e tot ce îmi transmite. Și declarațiile lui lungi și plictisitoare. Îmi pare rău dacă vă dezamăgesc, dar chiar asta este tot ceea ce îmi transmite. Bine, și între noi fie vorba, cred că nu doar mie mi s-a părut plictisitor momentul, că la un moment dat a apărut în ușă doamna Loredana și a întrebat, mai durează mult? Întreb pentru un prieten. Pra, le-a stricat momentul, dar serios. A fost foarte penibilă faza, dar serios, era chiar plictisitor momentul. Asta e, îmi pare foarte rău.